Efortul mare pe terenul de antrenament al galben-verzilor, se schimbă gazonul uzat, pregătirile sunt pe ultima sută de metri, astfel încât totul să fie gata până la reluarea antrenamentelor. La stadionul municipal și pe terenul de antrenament, muncitorii dau zor să termine lucrările de igienizare și modernizare. Ce faceți aici? Înlocuim gazonul care e uzat. O să terminați la timp? Noi așa sperăm. La stadionul municipal din Vaslui au demarat lucrările necesare obținerii omologării anuale de către federațiile sportive și pentru terenul de antrenament se efectuează în momentul de față înlocuirea aproximativ 2000 metri pătrați de gazon cu tot ce presupune această lucrare, administrarea de îngrășăminte și aerare. Primăria Vaslui are un proiect de refacere a stadionului municipal, dar deocamdată nu are sumele necesare pentru a asigura finanțarea. Speră totuși să poată face acest lucru cu fonduri europene.